lovituri de teatru, procurorii n-a au clasat dosarul prin care Tiberiu Micu a fost eliminat din funcția de procuror general. Procurorii n-a au dispus trimiterea în judecata lui Gabriel Oprea, la data faptelor viceprim-ministru pentru Securitate Națională, sublinierei ministru al afacerilor interne, pentru comiterea infracțiunii de ucidere din cult, în dosarul privind accidentul rutier ce a determinat decesul polițistului Bogdan Gigi. Auzacile la adresa fostului procuror general Tiberiu Micu, conexate la acest dosar de subliniere IFR lecturi direct, au fost clasate. În alta curte de casaiei justiție a decis joi, 1 februarie 2018, se dea un termen de 3 luni procurorilor DNA să trimit în judecat dosarul în care fostul ministru Gabriel Oprea este acuzat de moartea poliistului Bogdan Gigi. La acest dosar a fost conexat și dosarul lui Tiberiu Micu, acuzat ce a beneficiat ilegal de antenergitor în trafic. Prin urmare, i partea legat de fostul procurorul general trebuia să fie trimis în instant până pe 1 mai 2018. Din februarie 2016, dosarul lui Micu fusese uitat în sertarele DNA, după ce a fost acuzat ce a beneficiat de antenergitor în trafic fără să aibă acest drept legal. Micu subliniere i-a dat demisia din funcția de procuror general în urma acestor acuzații. În locul lui, procuror general a fost numit Augustin Lazare. În același dosar, procurorii au dispus clasarea FADE. Corcodel Adrian, angajat în cadrul SC. General MPM. Pex.3.le, sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culp. Oprea Gabriel, pentru 2 infracțiuni de abuz în serviciu, cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul. Micu Tiberiu Mihail, la data faptelor, procuror general al României, pentru complicitate la abuz în serviciu, cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul. Cu privire la faptele de abuz în serviciu, sub forma autoratului, respectiv a complicității, reinute în sarcina ultimilor 2 menționați, pe parcursul urmăririi penale a apărut decizia numărul 406/2017 a Curii Constituționale, care a dus la abrogarea parțială a infracțiunii de abuz în serviciu, în sensul ce doar încălcarea acelor atribuii de serviciu prevăzute de legislația primar lege ori ordonana guvernului, poate constitui element material al infracțiunii de abuz în serviciu, nu încălcarea unor alte acte normative, cum sunt hotărârile guvernului. Având în vedere ce, în situația de fapt, dispoziile legale încălcate au fost cele prevăzute de articolul 223 alin. 3 din regulamentul de aplicare a ordonanței de urgență a guvernului numărul 195/2002 privind circulaia de drumurile publice, regulament care a fost aprobat prin hotărârea de guvern numărul
1391 pe 2006, adar sunt din legislaia secundar hotărârea guvernului, în cauz nu mai sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de abuz în serviciu, motiv pentru care cu privire la aceste infracțiuni urmează să dispune clasarea Fadeo Prea Gabrieliniu Tiberiu Mihail, precizează DNA, miercuri, 2 mai, într-un comunicat.